Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Hai să vedem. O câștigăm. Să fie cum vrei. Să fie primit. Nu mai am nicio așteptare. Vreau să fiu surprinsă. Indiferent că în bine sau în rău. Pentru că mereu mă duc acolo, câștigăm și nu câștigăm. Așa mă duc. Doamne, tu știi mai bine ce se va întâmpla. Încă o zi în paradis. Strângeți rândurile. Suntem la al cincilea battle, e cam prima zi. Pe lângă asta și tensiune și nervi și sunt, nu știu, eu sunt terminat. Am spus și mai devreme, asta e, plecăm la duel, ne batem acolo toți ăștia liderii și asta e, ce-o fi, o fi. Nu știu ce să zic, mi se pare o bătălie cât de cât strânsă, dar, bineînțeles, amplificată de faptul că panacota noastră nu a fost așa cum trebuia să fie. Și poate dacă ieșea, aveam mai multe speranțe în farfuria noastră. Păi s-au luptat pe japonezi, noi am venit cu altceva. Să vedem. 3-4 farfurile. Mă, cu asta cu farfurile, câte luăm, câte nu luăm, e greu. E greu pentru că toate trei echipe au făcut ceva frumos. Adică au gust tot și ori e remiză, ori nu știu. Sper să nu fie remiză, să intre toți trei, că nu avem loc să gătim. Da, hai, s-a luat-o. Iar începe banda. Iar auzi acel sunet care îți macină creierul. Din nou. Să înceapă tortura. De fiecare dată ai emoții când începe banda. Ești stresat. Deja am fost la două dueluri și știu foarte clar că nu mai vreau să mă întorc acolo. Până acum, sezonul ăsta, prima farfurie care a intrat a fost violet. Clar. Toate probleme. Toate probleme. Dacă era să repete istoria asta cu albastru, verde, da. Cătălin? Da. Prima violet? Ca eu de obicei știu. Sau să schimbă ceva astăzi? Sper să nu se schimbe, sper să vină vreo 6 violete. Acum că am gustat și din farfurile colegilor mei, n-are cum. Deci nu, eu spun că n-are cum să nu se întoarcă 6 farfurii violete. N-are cum. Mă refer doar la prima farfurie. Nu exagera. Hai, bă! Hai că e... Bine, mă! Nu mă așteptam să intre altceva, de fapt. Ce puteți să... Normal, cum e în acest sezon de excepție. Prima farfurie, mov. Mă așteptam să fie mov, nicio problemă. Mereu prima, nu se schimbă nimic în prima etostă. Nici nu vine să mă bucur foarte tare. Prima farfuria noastră o urăsc din tot sufletul. Mă deranjează un pic. Prima farfurie mov, deoarece cam aducea ghinion. Bă, dacă a intrat una mov, înseamnă că are șanse japonez. Prin comparație, noi am avut Japonia, ei au avut Japonia. Farfuria prima, mov. Când ne gândeam că sigur, stai mă, că oamenii ăștia nu prea cu Japonia, e mai mult cu mâncarea aia dură, cu... Dar azi ne-am bazat pe altceva, ne-am bazat că fiecare om poate să aibă diferite gusturi. Ce a avut la mă, legume, tempura? Aștept cu orez. Aceleași legume tempura, același sos. Păi da, ce vrei, mă, întrează Japonia, ce să fac? Cu legumele la tempura. În Japonia nu se mai fac legume tempura? Dar nu sunt toți aceiași jurați, mă. Știu, da, să gătești același lucru în fiecare zi, așa, cumva... Bă, legumele tempura sunt la putere, frate, același legume tempura cu același sos. Mamă, dacă aș găti în fiecare zi același lucru și ar veni în fiecare zi același lan de lavandă, ar fi de vis? Îmi doresc foarte mult să câștig și astăzi. Nu neapărat detașat, dar îmi doresc la limite să câștig și să câștig. Dar îmi doresc foarte tare să câștig. Dar mă, la să gătești de fiecare dată același lucru, deja e așa, cumva ajung la perfecțiune. E posibil, da. Îți dai seama cât de greu ți-e să ajungi la perfecțiune să faci numai vinete prăjite în baie de ulei? Corect. Tu ne-ai făcut cu 6 sezoane numai piure. Bine, bă! Bine, mă! Bine! Da, la cel mai bun piure. Nu tot timp. Emoții sunt și presiune există, mai ales că dacă aș intra iarăși la duel, cumva n-aș vrea să-l pierd pe Mino. Nu azi. A doua albastră m-a bucurat. N-am fost ca data trecută semi-tăcut speriat. M-am bucurat pentru că imediat am înțeles că dacă atunci o farfurie MOV a fost apreciată și era subiectul Japonia, înseamnă că noi am spart. Normal, acum trebuie să intre una verde, așa a fost data trecută, zic eu. Normal ar fi să intre toate verzi, șef. A început Baban, același discurs de fiecare dată. Dați foarte sincer, eu consider că astăzi vom intra toate echipele la duel. Pentru că așa simt eu și punctajul va fi 4-4-3. Nu știu care pentru cine, dar cu siguranță astăzi vom intra toți la duel.
Hai, tuti, că vine Japonia, faci sushi, nu faci vinete pane. Le-a rămas orezul trădiți. Asta, tată, că așa... Când vreodată în viața asta Florin, au cerut japonezii scobitor la masă. Toată ziua crește numai somon pe toate bălțile în Japonia, ești nebun. Vizual, Florin a avut o farfurie drăguță, dar la execuție... Sushi a fost foarte, nu știu, orezul a fost foarte tare. Cătălin zicea că orezul meu era crud. Da, bă, dar pe lângă orezul ăla crud mai aveam încă 6 elemente pe care tu nici măcar visând nu puteai să le faci. Stai liniștit, data viitoare când trebuie să gătim la fel legume tempura, acela sos. Exact. Doamne, Dumnezeule, cum se transformă ăștia doi imediat în frății. Nu ne transformăm, mă, dar tu ne ridici tafeta aici. Dați-vă mai aproape, că trageți de cordonul la umbilical, așa, să nu se rupă, mă. Hai, nu mai plânge. Eu cred că nu știu cine dintre noi doi o să plângă la final astăzi. Ai gătit japonez crocant, ce... Nu știu cine o să plângă la final astăzi. Aici e treaba lui Cătălin, dacă el alege să fie așa și să o joace așa și să-și trăiască viața așa, e treaba lui. Mamă, dacă te ține, bă, băiatule. E urât, nu mai suport să aștept. Este foarte urât să parcare 15 km banda aia și tot verde nu mai apare. Mamă, frate, ești nebun, deci nu ai cum. Mamă, de puțin. Bine, mă! Bine, mă! Am văzut o farfurie albastră, am văzut și pe a doua. Prindem curaj. M-am uitat așa, toată lumea deja început, ne încărcam pur și simplu cu energie. Ne-am bucurat un pic, dar am zis, hai totuși, că nu avem cum, maxim două luăm. Două farfurii albastre. Acum să vedem, o să fie bătălia între albastru și verde, că deja farfuria noastră ne-a dat-o de mult, adică luați de aici, săracilor. Bă, dar ăștia au luptat pe câmp în Japonia. Dă-i, mă, lasă, nu se poate. Ne batem cu japonezii, adică Japonia cu Japonia, noi nimic, farfurile noastre unde-s? Hai, mă, chiar așa a fost peștele ăsta, dar n-a plăcut deloc. Nu știu ce să zic, sunt surprins, sunt... Nu mă așteptam. Ce se întâmplă, mă, frate? Du-te, bă! Du-te! Ești du-te! Bine, mă, frumos! Ho-ho! Fai de capul meu, frățică, a descoperit scărlătescu vânăta prăjită, fii atent. Cea sunt patru farfurii ieșite, niciuna verde. Asta este o problemă. Bă, ești prost să nu luăm o farfurie astăzi, chiar așa? Chiar așa? Nu, e incredibil. Nu se poate. Nu concep așa ceva, frate. Imposibil. Japonia, nemă italiano. Ideea e că poate când a intrat MOV, am zis, bă, egalite, fraternite, socialite, comunicațion, faceți-le pe toate, dai și cu foiculision dacă n-ai bași cu degetul. Uite, vezi, i-a dus la legalitate, deci acum ne-o dă tare. Ați vii toate verse. Acum ne-o dă tare, să vezi. E bun, zic, ne-o dat două de suflet. Mulțumim, bandă, ești foarte drăguț, să mulțumim. Dar de ce nu le pune pe toate odată? Dacă tot este așa amabilă cu noi și ne-a mai dat o farfurie. Câte mai sunt, mă, 7 farfurii? Aici e periculos, să știi, Bonte, e periculos la 7. Mai sunt 7 de intrat. 7 de intrat. Periculos și n-am primit nicio farfurie până acum? Da, mă, dar mai sunt 7 de intrat. Întotdeauna știi că cele mai periculoase sunt ultimele. Chiar așa, să nu luăm o farfurie astăzi? Mă, sunt toate lume pe chinezii, pe sushi, Japonia. Așa ceva. Mamă, cât ți-o ptic ăsta la vârstă. Trebuia să facem carne? Dar să facem tiramisu. Două pișcoturi, poate aveam vreo șansă. Mamă, deci dacă următoarea altă culoare intră în depresie, jur. Ar fi frumos să intre un șir frumos. Aoleu, mamă. Hai, bă, du-te. Du-te, nu. Bine, mă, bine. Mă, tempura. Mamă, frate, deci nebunesc MOV ăsta, deci n-ai cum așa ceva. Data viitoare, tempura, nimic altceva. Indiferent, cred că, de ce se gătește data viitoare, zic eu că echipa Violet va găti legume tempura cu acela sos. Să veniți să vă dau o rețetă. Păi da, venim, că văd că se poate. Cu mare drag. Ar fi și păcat, când e farfurii, de ce să nu facem fiecare zi același lucru? Orez prăjit în Japonia, da. Dar acum, întrebarea o bune? Deci chiar atât de mult place în România vânăta prăjită? Să spună Dumitrescu că a mâncat pe străzi acolo. Da, câteodată cred că e ca să mai coboare printre noi muritorii de rând, să ia pulsul ce se întâmplă pe aici printre noi, așa. La el, pe norișor, e zeu. Da, o zi interesantă. Mamă, fratele meu. Da,
unde-s farfurile verzi? Vin și farfurile verzi? De acum periculos, e foarte important ce a intrat. De acum e. E dubios că nu a intrat. Nu a intrat, orezul. Periculos că nu a intrat nimic în munte. Ce farfurii nu vedem azi. N-ai cum, că a fost peștele bun, n-ai cum să nu vezi ce fost. Dar nu mă mai miră nimic. Nu, nu, vin toate vin acum. Doamne ajută, hai. Hai că înseamnă că place. Place, 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 place. Ăla e, mă! Ăla e, mă! Hai, mă! Mi-a redus tăcerea la suspansul ăla cumva și zic, hai, din nou un joc, din nou pe cai. Nu cred, deci nu cred așa ceva, nu, nu cred. Ceva. Deci nu cred așa ceva. Sunt trei farfurii bof, sunt trei farfurii albastră, bă, și ce să vezi? Niciuna verde. Incredibil, să nu e din șase, să nu e una. Deci îmi pare rău, nu se poate gusta prin televizor, nu cred așa ceva. Nu cred, sunt fazan, m-am blocat, deci nu cred. Eu jur, ăștia au luptat pe front în Japonia, n-ai cum să-ți placă mâncarea aia, pe bune frate. Verde, unde e verdele nostru, unde, ce se întâmplă? Bă frate, să nu luăm o farfurie, ești nebun la cap, dă o soarele. Bă, dar niciuna verde, bă frate. Unde sunt verzile? Sunt șase farfurii, dacă următoarea farfurie nu este verde, la revedere, pa. Da, importantă dacă e următoarea. Noi putem să intrăm, da, și următoarea, toți la doi. Următoarea e cea mai importantă farfurie. Da. E, deja e un pic cam prea strânsă și cred că cinci verzi o să ne cam pună cu botul pe labe. Așa am uși cinci, a slibaje verzi. Hai, mă, asta Alex, mă termină cu glumele de unde. No. O, Alex, săracul, deja se vedea la duel și cobea. Acum, la un moment dat, l-am rugat frumos să nu mai spună, pentru că mă debusola total. Se praf aici. Unde, mă, cinci verzi, ce-i nebunit? Pe ce? Caz. Mamă, deci mor. Joacă-te cum știi tu, eu mă rog cum știu eu, tăți, ne rugăm în felul nostru. Rugați-vă, bă, toți. Doamne, ai cu verdețul cu sufletul tău, dar te rog. Mamă, fierbi, intră mov. Intră mov? Mov, intră albastră. Toate vreau mov, nu una. Toate le vreau mov. Nu, deci nu. Da, mă, bine, bă, bine. E clar că intră mine și Florin, eu am 4, Florin are 3 și nu intră nicio verde. Mamă. Băi, acum pe ce? Hai, pe bune, pe ce? Pe ce, mov? Pe ce? Ce e asta? Lucrurile au devenit serioase. Pe ultimele farfurii contează cel mai mult. Deci ați înțeles, da? Aveți grijă ce faceți. Aveți grijă cum gătiți și ce gătiți. Ok? Ok, da, șef. Mai sunt 4 farfurii de venit și deja începem să ne gândim. Șef se uită la noi, ne spune aveți grijă la duel. Deja știm ce urmează să se întâmple. Nu mai avem nicio șansă să le luăm fața. Nu mai sunt suficient de farfurii. Am cuvinte. Chiar suntem mulți și degeaba. Adică nu degeaba, mulți și degeaba. Boss, duel scrie pe noi și mi-e groază, nu vreau la duel. E cea mai nașpa senzație din toată emisiunea asta, adică e groaznic. Nici nu mă interesează, sincer, cine câștigă. Mi-e absolut indiferent atâta timp cât eu pierd. Nu contează nici cu cine intrăm la duel, atâta timp cât îi gătesc bine. O trebuie două, neapărat. Neapărat două farfurii, neapărat altfel suntem mâncați. Două farfurii nu mai trebuie. Mai faceți de asta, că ne panicați aici. Violet, mâncați aici gura ta, că am avut super farfurie, mă, super farfurie am avut azi. Așteptam să intre pe bandă toate farfurile noastre deodată ca să se termine agonia. Nu înțeleg de ce timpul este așa de mare între farfurii. Cred că unicul motiv e să ne ție pe noi, pe aici. Să ne sămoaie genunchii, te doare în stomac. Vai de capul meu, ce fierți, mă, nene. Fierți, cred că dacă turnai gheață cu apă peste căpățână, nu simțeam nimic. Deci cu încă o farfurie mov, avem șanse de câștig. Și am fost 4 oameni, am fost puțini, deci chiar avem șanse să câștigăm. Eu transpirat palmele. Și mie ești de bun la cap, sunt fier tot, mi-a trecut tot. Tot, s-a dus tot, distant. Eu pot să înțeleg. Nici eu nu pot să înțeleg. Bă, frate, dau o farfurie. Eu vă cânt până la urmă. Bine! Bravo!
Mă, asta da surpriză, frate. Bine! Ce? Dă prună! Și restul echipelor, dă ce? Degeaba! N-ai cum să compari un orez cu un pește cu sushi, cu legume cu vită, cu tempura, cu supă, deși am avut prea mult, am muncit prea mult ca să nu vetăm și am meritat din plin și l-am mulțumit. Farfuria avea gust, au muncit oamenii ăștia foarte mult, au pus pe farfurie foarte multe feluri de mâncare. Ce mă, pe sushi, cu orezul? O farfurie de tot. Este a doua oară în 5 battle-uri când pierd două probe pe două farfurii senzațional de gustoase. Eu vă spun, când nu gătesc ai mei bine, nu gătesc, într-adevăr. N-aveai cum să te apropii de farfuria mea, care era senzațională. Orezul ăla era prăjit, chiar era prăjit. Noi am luat 4 farfurii, 4 oameni, 4 farfurii. Cred că am luat una pentru fiecare. Ce fi să las, mamureților și voi, cu o farfurie. Pădurea albastră cu animalele dinăuntru, acum vorbesc o altă limbă, japoneza. Pe lângă că au devenit evident, parcă sunt din Avatar, s-au făcut toate albastre ca să-i recunoaștem că ei sunt. Adică... Bine! Bine, mă! Bine, mă, dă prune, mă, de ce m-a întrebat? Dă prune! De ce? Sayonara! Japan, Japan, Japan! Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.